Nu poți vă dau de multe una soț. Ați sunteți împreună, bună vă ajunge. Eu european, când ești tam. Когда будут еще побольше людей, тогда мы будем отдавать и побольше флага. Ну вот, большие. И курсорами я коробку пустила. Вот, чисто не N-am nimic de prisos. Încravată? Da, e invitatorie oamenilor, nu? Sunt din raionul Criuleni, Eugenia Moraru, fostă profesoară. Am activat și am lucrat 10 ani în Uniunea Europeană. Am văzut cum trăiește lumea, am văzut cum se stimează lumea. Am văzut că calea noastră, calea Moldovei, e calea europeană. Un moment istoric în care trebuie să fim cât mai mulți și cât mai uniți pentru a demonstra lumii întregi, Europei, că poporul român, noi fiind parte a lui, deci suntem popor european, ne-am sculat dimineață, la orele de acum 9, eram aici în piață. Ne-am organizat în număr cât mai mare, la 50 de persoane, și cu transportele am venit la Chișinău. Am venit astăzi aici cu o deosebită plăcere să promovăm vectorul european. De unde sunteți și cum ați venit? După Sarii Vechi, Criuleni. Eu sunt din Ialoveni și am venit aici cu troleibus. Astăzi am venit ca să schimbăm destinul Republicii Moldova și suntem cu speranța că să nu rămânem doar o țară care pretinde sau tinde la Uniunea Europeană, ci să devenim parte componentă a Uniunii Europene. Găgăuși noi să-i convingi sau transmisere, măcar celălalti forți care avem susținătorii regimului pro-rus, să-i convingem că tot viitorul nostru e în Uniunea Europeană. Îmbunați-vă, îmbunați-vă, îmbunați-vă și vom înflori ca pomul. Împăcați-vă, împăcați-vă, împăcați-vă și vom fi plăcuți lui Domnul. Ansamblul Daci de la Vărzărești Nisporeni. Am venit pentru să susținem parcursul european a Republicii Moldova, susținem valorile europene și democratice în țara la noi. Bine ați venit la adunarea națională Moldova Europeană! Invităm în fața țării președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu un oaspete ales, președintele Parlamentului European, doamna Roberta Metsola. Am venit să spunem răspicat, cu încredere și cu mândrie. Moldovenii sunt europeni. Proiectul nostru de țară și obiectivul nostru este ca Moldova să fie până în 2030 membru cu drepturi depline al familiei europene. Nu este un drum ușor, dar nu pentru că e greu sau ușor l-au ales moldovenii. L-am ales pentru că este unica șansă ca Moldova să se dezvolte. Este drumul pe care noi, cetățenii Republicii Moldova, l-am ales pentru ca țara noastră să nu mai fie la marginea Europei, să nu trăiască în șantajul rusesc
sărăcie și corupție. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi europeni, I am so proud to be with you today before this massive, massive crowd of people who believe in a European future for Moldova. Europe is your family, and it is your right to choose the destiny of your country. I came here today to stand with you and with Maia Sandu to bring one message. Europa este Moldova, Moldova este Europa. Сейчас Молдова находится на таком пути, когда мы стоим перед выбором быть нам с СНГ и Россией, либо быть в Евросоюзе. И мой плакат несет тот выбор, что наш выбор – это Евросоюз, где свобода, демократия и тому подобное, а не выбор России, которая ведет войну с Украиной и совершает ужасные действия. Каса ваша дарует бездомным доступ всем. А если не Европа? Это не Европа. И если это датория наша, а тут урод. Ca să asigurăm copiilor noștri un mediu de securitate aici, la noi, acasă. De asemenea, nu pot să nu menționez beneficiile pe care le-am obținut prin accesul la piețele europene. Acest lucru nu doar că a sporit veniturile noastre, ci și ne-a oferit posibilitatea de a face cunoștință produselor noastre naturale. Sunt profesoară de limba și literatura română. Poate printre dumneavoastră sunt și colegii mei, elevii mei, părinții care mi-au încredințat educația copiilor. Am venit în pedagogie pentru că iubesc acest domeniu și vreau să cresc generații de copii în spiritul valorilor europene. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă în lume ce mi-a dat ca să-l cântați. Bucurați-vă în cântec, grădor cu flori de pei. Bucurați-vă o viață pe lumina dragostei. Ruski mir, asta înseamnă război, asta înseamnă moarte, asta înseamnă dominația rusească în continuare. Iată de ce manifestația de acest gen vine să consolideze încrederea noastră și unitatea care, noastră națională necesară de a, în primul rând, realiza și idealul național, dar și cel european. Eu nu sunt adeptul că este o acțiune a politică, ea este profund politică, deoarece ține de politica externă, de obiectivul major al statului în domeniul politicii externe. Ne-am adunat aici și îmi pare bine că totuși, în ciuda tuturor mancurțelor care au chemat ca să nu vină lumea la, așa cum zic unii, nunta Maia Sandu, prostie. Deci noi am venit binevol, noi vrem în Europa. Noi suntem veteranii de pe ministru care m-a apărat tot integritatea Republicii Moldova. Nu vă imaginați, adică ce înseamnă o noapte dormită, adică în glod, în mol. Noi toți vrem pace, noi toți vrem pace. Uitați de toți veteranii care toți vor pace. Deputații vor avea discursuri pe scenă? Nu cred. Astăzi este o zi a cetățenilor. Astăzi ne vorbește cultura, oamenii de cultură. Astăzi ne vorbesc oamenii de bază. Astăzi ne unim pentru cauza noastră comună. Hai, hai, hai cu mine, porule. Hai, hai, ce păcat să stai. Hai, hai, te așteaptă, porule. Cred că toată lumea de bună credință a observat de marea diferență de, cum să zic eu, acele proteste în ghilimele plătite și această manifestare a cetățenilor noștri că vor să trăiască în Europa. Instituțiile de forță întotdeauna au știut
cum să acționeze acolo unde erau riscuri și noi am demonstrat că instituțiile fac față oricăror provocări. Când vom avea drumuri ca în Europa? Deja avem drumuri ca în Europa. Anul trecut doar au fost reabilitate 300 de kilometri de drumuri cu suportul Uniunii Europene. 57 dintre aceștia, 57 kilometri, sunt drumuri noi. Sunt drumuri construite cu suportul Berdului, ABI-ul și al Comisiei Europene. Când vom avea o justiție ca în Europa? Pentru asta trebuie foarte multă muncă, dar eu sper cât de curând rezultatele, deja unele rezultate se văd, cum după 30 de ani în care au fost încrâncenate, înrădăcinate niște procese, este mai dificil în 2-3 ani să faci schimbările imediate. Republica Moldova este o țară divizată, noi asta știm, asta s-a întâmplat în decursul a 30 de ani de independență, sunt politicieni care au fost proruși și sunt proruși, chiar dacă Rusia a început războiul din Ucraina și vedem ce se întâmplă la vecinii noștri. Și din cauza acestei divizări, Republica Moldova rămâne săracă, rămâne coruptă, dar eu tare mult sper că odată ce am devenit țară candidat de aderare la Uniunea Europeană și schimbările, reformele pe care o să le facem pe calea asta europeană, Republica Moldova o să fie mai puțin coruptă sau sper cândva să nu avem corupție în genere și sper să avem salarii mai buni, pensii mai mari. A venit ca să corectăm poate intențiile noastre care în 1990 la prima adunare, la a doua adunare n-am reușit să fim alături cu lumea civilizată, așa cum e România, cum sunt țările baltice. Înseamnă că încă multă lume stă la întuneric. Și scopul nostru comun să le scoatem de acolo. Să-mi fie iertată nemodestie, dar suntem fondatorii acestui stat. Și la drept vorbind, la 27 august, când am votat declarația de independență, am avut în plan să facem doi pași. Deci primul pas a fost independența față de Imperiul Rus, față de Uniunea Sovietică și a doilea pas trebuia să facem reîntregirea neamului românesc. Dar Rusia nu ne-a permis. La 2 martie știți ce s-a întâmplat, au declanșat războiul și cum și în Ucraina astăzi au declanșat. Ne bucurăm că drumul nostru care ne-a fost schițat atunci, acum parcă prinde un contur mai sigur și avem această certitudine, aceste garanții, comisiuni reale. Iată, în alți demnitari participă la Marea Adunare Națională, președinta Parlamentului European. Eu sunt convins că va transmite acest mesaj Parlamentului European, Consiliului Europei. Adoptăm următoarea rezoluție. Noi, cetățenii Republicii Moldova, cerem clasei politice, tuturor partidelor și oamenilor politici de acum și tuturor celor care vor decide soarta țării în viitor, să modifice Constituția Republicii Moldova pentru a stabili definitiv și irreversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine este pentru ca această rezoluție să fie documentul de bază a adunării naționale Moldova Europeană? Unanim!